Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața, avem o premieră, e un procuror al statului, un procuror al Republicii. E atât de uluit de amploarea șpăgilor date pentru ITP, pentru un singur județ, încât recomandă cetățenilor să meargă cu ochii în patru pe trotuare, că multe mașini din trafic nici frâne n-au. Sute de cazuri, mă rog, este anchetă mare la Brașov. Și asta, voi știați, scuzați-mi naivitatea, dar știați că se mai dă șpagă la ITP? Adică ITP-ul e monitorizat de RAR acum. Bun, ăștia dădeau șpagă la RAR direct, adică erau mituiți inspectorii de la RAR. Dar eu credeam că lucrurile astea s-au terminat cu șpaga la ITP. Nu m-aș fi gândit. Eu cred că s-au complicat, nu s-au terminat. Cred că s-au complicat pentru că acum se blochează mașinile și vine inspectorul de la RAR și deja se dublează toată afacerea. Da, plus adică că atunci când te trebuie duci să la ITP, găsești înțelegere de ambele părți. Când te duci la ITP cu mașina, trebuie să te programezi, urcă pe rampă, sunt băieții de la RAR, înțeleg, conectați direct, nu știu cum. 0728 3 de 1 3 de 2. Cât mai merge șpaga pentru ITP, dacă se mai dă așa ceva? Eu în ultimii ani, din 3 inspecții, la 2 au blocat mașina și au venit inspectorii să verifice, ceea ce e foarte enervant pentru client. Sincer, eu nici nu știu dacă le-am lăsat mașina. Te-a blocat și mașina? Treabă și m-au sunat. O blochează aleatoriu. Da, mă. Știi, să verifice dacă s-a făcut corect inspecția. Tu ai stat acolo? Da, pe ce să fac? Eu le-am lăsat mașina și am plecat. Azi, mă sunați când e gata. Pe cât eu durează? Nu să mai pleci, că nu mai durează încă 40 de minute. Adică n-apuci să pleci așa departe. Dar cert e că asta vară eu am primit semnale. Nu știu. Asta vară am uitat să-mi fac RAR-ul. Și am constatat... Adică ITP-ul, ITP-ul, nu, ITP-ul, pardon. Și am constatat chiar când plecam în concediu. Plecam în Grecia cu mașina și am constatat că n-am inspecția făcută. Uitasem. Uitasem complet. Eu dacă gestionez și două mașini, știi ce zic? Și m-am dus în dimineața plecării, zic, unde naiba găsesc un ITP care deschide cel mai devreme? Și l-am deschis pe unul aproape de casă, se deschidea la 8 dimineața. La 8 fără 5 eram acolo, erau deja deschiși băieții. Și am ajuns, zic, că se poate o inspecție. Ce problemă are mașina? Zic, n-are nicio problemă. Trebuie. Așa credeți noastră? Nu, serios, zice, ce problemă are? Zic, n-are absolut nicio problemă. Îți făcea și cu ochiul în timp ce te întreba. Nu, ne. Zice, bine, băgați-o, dar trebuie să mai așteptăm 3 minute să deschidă sistemul RAR-ul. Gata, bă, 3 Gata, minute. Gata, zic. 3 minute. Se apucă băieții de treabă, la un moment dat eu constat că nu mai aveam lei la mine, aveam card și niște euro. Și mă duc și zic, auzi, cum să zic, aici șpagă? La voi pot să plătesc cu cardul? Poți să nu, zice. Cu cardul? Zice, nu. Zic, pe atunci zic, fii atent, n-am decât euro. Cât costă ca să știu să mă duc să schimb dacă e nevoie sau să scot? Ce problemă are mașina? Te mai întreb o dată. Zic, n-are domnul nicio problemă. S-a uitat la mine, zice, are cumva toba spartă, că mi s-a părut că zorne un pic. Zic, n-are absolut nimic. Bine, atunci 130 de lei, dar... Poți să-mi dai și euro. Dar ce m-a întrebat când am spus că n-am decât card și euro, m-a întrebat ce problemă are mașina ca să-mi spună cât costă. Ai prins-o? Dar ai dat euro-euro? Euro-euro, da. A, serios? A luat euro? Da, păi și schimbau ei ce? Păi și te-a dat bon? Nu mai știu. Da. Asta a fost. Dar a fost ok mașina, adică nu s-a întâmplat nimic. Uh-huh. Un ITP corect, dar bănuiesc... Că încă se mai practică mici. Deși, repet, trebuie să aibă parte și de complicitate a inspectorului de RAR. Băi, în urmă cu mulți dacă ani, blochează mașina. În urmă cu mulți ani m-am dus, aveam Foresterul pe vremea aia și mă duc la un ITP undeva, cam tot pe la tine, prin cartier pe acolo. Era un inspector mai în vârstă la ITP. Nea Puiu. Nu știu cum mai ții de cum îl cheamă. Nea Puiu de sfârșit. Merg de ani de zile. Acum n-am fost la dânsul. Da. Acum, atunci am stat. Deci atunci m-am așezat undeva și am stat la atelier. Uh-huh. Vine Nea Puiu. După vreo jumătate de oră, zice, mașina a avut motorul schimbat. Zic, nu, era mașina mea de nou nouță. Nu, zice, cred că a avut motorul schimbat. Cum să spun, m-au trecut toate transpirațiile reci, pentru că eu nu fusesem cu mașina aia decât la serviciu oficial. M-am gândit, mă, ce au făcut aia? Eu am dus-o să schimbe uleiul și ăștia au schimbat motorul. Nu, domne, zic, e mașina mea, sunt primul proprietar, am dus-o la serviciu adevărat, n-am cum. Nu, zice, nu găsesc, nu există, seria de motor nu e. Înțelegi? Da, da, da. Inspector de ITP, el nu știa unde este seria de motor la mașina mea. Mașinile japoneze mereu au pus probleme. Da, da, el pentru că nu găsea seria de motor, a ajuns la concluzia că a fost schimbat motor. Deci nu mai era spus. Nu e mai simplu așa. Sunt mesaje foarte multe cu suma de 100 de lei. Acum nu știu dacă asta e
pagă sau asta costă ITP-ul? În timp ce cauți tu mesaje, eu mai să dau restul știrii, ca să avem timp să căutăm niște mesaje, multele mesaje care vin pe WhatsApp. Deci, știrea este așa, că procurorul, stai, îl cheamă, este prim-procurorul de pe lângă Tribunalul Brașov, Claudiu Sandu. Prin procurorul parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov. Este o anchetă mare la Brașov, unde în ultimele 3-4 luni sunt aproximativ 500 de vehicule trecute la ITP pe șpagă doar din iulie încoace. Deci iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, în jumătate de an, 500 de mașini. 8 persoane, printre care și angajați de la RAR, au fost reținute de procurorii parchetului de la Brașov sub acuzațiile de dare sau de luare de mită. Și iată ce spune acest prim procuror, citat de Adevărul. Din probele pe care le avem, știm că defecțiunile tehnice pe care le aveau autoturismele plecau de la lipsa unui bec de semnalizare, care e totuși o chestie măruntă, adică la BMW am senzația că nu să mai pun, până la lipsa frânelor. Prin urmare, zice procurorul, mergeți pe trotuar, afirmă domnul Claudiu Sandu. Deci și când anchetatorul este atât de uluit de amploarea șpăgii date pentru matricularea unor mașini sau uite pe pentru mașini care nu au stare tehnică corespunzătoare și zice mergeți pe trotuar cu ochii în patru, încep să te îngrijorezi cu adevărat. Și ca de obicei ne lămuresc că ascultătorii noștri clarifică situația. Cineva spune că după ora 15 se verifică mașinile cu probleme, fiindcă atunci inspectorii rar se retrag din... Asta e, s-a închis site-ul, să e site cu program sau ceva. Ne explică cineva, uite, chiar acum. Ia. Stai așa. Play. Bună dimineața, băieți. E o întreagă golănie și cu rarul. Sunt care fac după amiază, ăștia nu mai au program și tot așa. Se continuă șpăgile, nu e nicio problemă, la orice tigaie poți să obții ITP... Dacă nu la unul, la altul, fără nicio problemă. Altcineva deci scrie că vinerea după amiază și sâmbăta niciodată nu lucrează rarul și de asemenea se fac inspecții pentru mașini cu probleme. Dar cât de greu e totuși să organizezi programul astfel încât, știi, să nu se mai facă inspecții după ora respectivă când se închide posibilitatea de monitorizare. Serios. Și mai ales că apare în știe toată lumea, nu? Avem și un autodenunț. Un caz concret. 50 de lei șpagă pentru parbriz cu o fisură pe 60% din lungime. Bonus, aveam și o gaură în toba de eșapament. Deci era astea ceva două... mai mult. Da, defecte au costat 50 de lei. Mai sunt mesaje cu tariful ăsta. Între 50 și 100 de lei pare a fi. Bă, adică e și meschină toată afacerea, știi? 150, uite, la satul pentru mare. Pentru 50-100 de lei umplă ăștia cu tot felul de mașini care emană noxe de te lasă lat. Dar, bun, noxele ca noxele, sigur că da, asta este o problemă. Dar doi, sunt probleme tehnice pentru mașinile astea și oamenii care iau șpaga ca să pună ăștia în pila acolo, ei totuși nu se gândesc că s-ar putea să fie ei înșiși sau membrii familiilor lor victimele unor astfel de mașini care nu au condiții tehnice bune. Nu, să gândești în felul ăsta e greșit. Cum să fie greșit? Așa da, nu, oamenii care fac lucruri de astea nu se gândesc niciodată la perspectiva asta. Nici aia care se vaccinează. Asta e ca aia cu... În chiuvetă, că nu te nici dai ăștia, la o parte în trafic din calea ambulanței. Nu te gândești, poate e maică-ta acolo în mașina aia, în ambulanța aia pe care tu nu vrei să o lași să treacă. Nu spui problema sau un pic de empatie, de solidaritate, să fii și tu membru al societății, sunt naivă. Avem și o reclamație. Ia. Băi, băieți, nu-i mai stămniți pe oameni să vă spună sumele și asta. Vreți să stricați combinația să nu mai putem trece ITP-urile la mașini? Ce aveți? Ai văzut? Da, uite, crezi că se gândește că ar putea fi pe trotuar și că... Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.